Teoretic, acest mandat trebuie să fie executat până la sfârșit, pentru că din acest moment dispare fenomenul confruntării dintre instituțiile puterii. Deci președinția, parlamentul, guvernul, deci este clar că epicentrul puterii va fi în instituția prezidențială. Deci aici acest guvern va avea toată susținerea. Deci, teoretic, nu ar trebui să se întâmple catastrofe în acest sens. Dar practica mai poate spune și altceva. Atunci când este un partid mare, o fracțiune mare, pot apare fisuri și pe interior din anumite considerente, să zicem că și neînțelegeri pe interior, poate o concurență. Deci, de obicei, fisurile apar în opoziție. Acei care sunt la guvernare mai rar. Riscăm să ne pomenim cu surprinse în opoziție. Ce m-a uimit, că chiar și speakerul a fost votat prin vot secret, nu cu 63, dar cu 64 de voturi. Deci nu e sud faptul că acest dar parlament... Dar au fost lipsi vreo 5 deputați.